O fotografie pe tren poate părea o idee bună pentru o postare în social media, însă puțini sunt cei care știu riscurile pe care escaladarea unui vagon de tren le presupune, în principal cel de producere a arcului electric și a electrocutării la rețeaua de înaltă tensiune, 27.000 de volți. Este important de știu faptul că arcul electric se poate produce fără un contact direct cu rețeaua de înaltă tensiune, iar pe lângă aceasta, căderea de la înălțime poate produce traume grave. În acest sens, poliția au desfășurat activități preventive pe raza localităților Slatina, Caracal, Piatra Olt și Drăgănești Olt în cadrul campaniei Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți! Polițiștii Compartimentului de Analiză și Prevenire a Criminalității din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, împreună cu cei din cadrul Serviciului Județean de Poliție Transporturi, au desfășurat activități preventive pe raza localităților Slatina, Caracal, Piatra Olt și Drăgănești Olt în cadrul campaniei Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți. Campania Selfie-ul pe tren nu ia like-uri, ia vieți se desfășoară la nivel național în perioada 17 iulie 2020 până pe 31 ianuarie 2021, iar pe parcursul acesteia, un vagon de călători personalizat cu semnele campaniei, vizual și mesaj, va fi atașat trenurilor care circulă în țară pentru a transmite mesajul preventiv. Acțiunea are scopul de a determina adolescenții și tinerii să conștientizeze riscurile la care se expun atunci când încearcă să realizeze o fotografie pe tren sau când nu respectă regulile de conduită în incinta stațiilor de cale ferată, triajelor și zonelor adiacente. De asemenea, pentru ca mesajul campaniei să ajungă mai ușor la public, a fost realizat un material video care prezintă într-un mod simbolic efectele electrocutării asupra a trei emoticoane.